Bun găsit! Republica Moldova trece simultan prin două crize majore, cea a gazelor naturale și cea legată de COVID-19. Avem multe întrebări legate de aceste subiecte, dar și de alte subiecte interesante și importante, iar răspunsurile la aceste întrebări vom încerca să le aflăm de la prim-ministra Natalia Gavrilița. Doamna Gavrilița, bun venit în redacția Ziarului de Gardă. Bine, v-am găsit. Îmi face plăcere să fiu aici. Mulțumim! Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a stabilit recent reguli mai dure pentru a contracara virusul COVID-19. Se cer certificate COVID-19, practic, în majoritatea spațiilor închise. Iar responsabil de verificarea acestor certificate este, citez, personalul desemnat de către administrator. Noi însă, în această hotărâre a Comisiei, nu am văzut. Cum anume se vor verifica aceste certificate? Va avea acel acel personal, acel responsabil o aplicație? Pentru că asta lasă mă, loc de multe ieșiri, să spunem așa, din situație, chiar și pentru cei nevaccinați și de certificate false. De ce nu există prevederi clare în această hotărâre? Să știți că aceste prevederi au fost... Consultate cu mediul de afaceri. Am avut săptămâna aceasta o întâlnire cu peste 50 de asociații de business și am discutat exact cum ar trebui să fie formularea, care sunt măsurile, de ce le introducem. Aici este foarte important să spunem că am văzut cum se comportă tulpina Omicron în alte țări și trebuie să venim cu măsuri adiționale, anume din cauza acestui acestui mod de răspândire rapid, fulminant a tulpinii Omicron. Noi în a doua săptămână a anului în comparație cu prima am avut o creștere de 135 de cazuri și rata de contagiozitate a crescut foarte repede la 1,6. Și știam că va trebui să venim cu măsuri diferite decât măsurile Bazate pe gradul de alertă pe care le-am avut în timpul tulpinii Delta, și am consultat formularea pentru aceste măsuri cu asociațiile de business. Să știți că un lucru care ne-a mirat, și pe noi, și pe asociațiile de business, este că nu se cunoaște despre mecanismele pe care noi le-am introdus pentru a ajuta localurile, asociațiile, oamenii de afaceri să verifice certificatul COVID și uh, mecanismele de compensare care există pentru uh, oamenii de afaceri și pentru întreprinderi. Deci, în primul rând, uh, din octombrie încă avem aplicație de citire a QR-codului din certificatele COVID. Această aplicație este uh, pe site-ul certificatecovid.gov.md uh, și uh, este deci un punct verificare certificate cu telefonul, se scanează foarte ușor și îți dă roșu sau verde. Deci nu este necesar să fie uh, buletinul solicitat sau cumva verificat altfel. Nu este uh, o prevedere menită să pună în dificultate uh, operatorii sau magazinele sau afacerile. Deci este un lucru de bun simț. Deci ai luat telefonul, ai scanat QR code i-ai permis persoanei da, să noi intre. Dar până acum nu am văzut asta. Sau dacă acum... se întâmplă, se întâmplă foarte rar. Uh, să fie ce se întâmplă? Să fie verificat un certificat de vaccinare cu această aplicație. Evident, asta ne întristează foarte mult și ne îngrijorează și întotdeauna discutăm cu asociațiile specializate despre aceasta, pentru că, pe de o parte, noi mărim efortul de verificare, dar nu putem pune un polițist în fiecare magazin, în fiecare uh, spațiu închis uh, și nici n-ar fi normal. E, e, trebuie să înțelegem că este de responsabilitatea fiecăruia să aibă grijă ca să nu se răspândească această infecție. Pentru că în așa fel îi protejăm pe cei dragi, îi protejăm pe bătrâni, îi protejăm pe copii, femeile însărcinate, pe cei imunocompromiși. Deci fiecare trebuie în momentul ăsta să-și reducă activitatea, să-și schimbe comportamentul astfel ca să fie un cetățean responsabil. Da, noi vom mări efortul de verificare, dar să știți că nu putem, deci nu putem avea un polițist în fiecare trolebus să spună puneți masca. Nu putem avea un polițist în fiecare magazin să spună verifică certificatul COVID. De aceea este un efort de solidaritate a întregii societăți. Da. În Germania eu am fost recent și acolo, pe lângă certificatul ăsta de COVID care se verifica cu aplicație, era nevoie și de un act de identitate. Pentru că eu știu cazuri în Republica Moldova când cu același certificat COVID au intrat în spații publice și închise mai multe persoane. Pentru că nimeni nu verifică dacă persoana care are certificatul este deținat, ea este în persoană. De ce nu se face? Trebuie să verifici și certificatul, dar și bulletin, un act de identitate, de exemplu. În alte țări există altă legislație referitor la utilizarea buletinului de identitate. La noi, buletinul de identitate poate să-l solicite doar poliția. Acum, sau doar organele abilitate expres pentru aceasta. În alte țări se operează mult mai mult cu, de exemplu, driving license. Deci se operează de mult conducere. mai mult cu permise de conducere sau alte uh, confirmări de identitate. Uh, și uh, acolo este și o altă cultură, o altă încredere între oameni, deci uh, în privința buletinului de identitate, la moment uh, legislația nu prevede posibilitatea uh, solicitării lui de uh, aceste restaurante. Dar încă o dată repet, nu este o măsură imperativă unde. Aici ține și de responsabilitatea fiecăruia, deci ține de niște măsuri de bun simț. Da? Noi spunem că trebuie să fii vaccinat ca să intre, ai scanat, nu ai permis la trei oameni să intre cu același certificat. Dacă ai putut, deci haideți să fim raționali toți și să ne facem partea noastră. O altă măsură este că școlile trec pe online, iar grădinițele rămân deschise. Vi se pare o decizie echitabilă în condițiile în care, spre exemplu, într-o familie este un școlar și este un copil care merge la grădiniță? Acel copil care merge la grădiniță ar putea să aducă acasă virusul. Deci, câteva lucruri vreau să spun. În primul rând, tulpina Omicron afectează copiii mai mult decât adulții și mai mult decât tulpina Delta. Avem o răspândire a infecției destul de semnificativă printre aceste grupuri care înainte nu erau atât de afectate. Deci copii și în special copiii de la 12 ani și femeile însărcinate. Am discutat cu asociații de părinți interesați, cum ar fi părinți solidari, alte grupuri, și evident că am discutat cum am putea prioritiza și prioritatea ar fi dacă se trece pe online Deci întâi școlile profesional-tehnice, după care liceele în afară de clasele absolvente După care liceele și clasele absolvente, după care gimnaziile, după care școala primară Deci din, din discuțiile cu epidemiologii am înțeles că este important să mergem uh, cu o uh, trecere online a întregului sistem uh, de învățământ uh, și uh, pe o perioadă scurtă de două săptămâni, în speranța că aceasta stăvilește acest val care are caracteristica să treacă foarte repede. Deci el este foarte vertiginos, dar trece repede. Uh, și uh, părinții care au copii în grădiniță ar putea să deci să ia decizia individuală să nu meargă la grădiniță. Da, Convingeți-i pe părinții ăștia care sunt nemulțumiți acum. Pe rețelele socializare sunt foarte mulți părinți care sunt indignați iarăși că trebuie să treacă școlile la online. Convingeți-i că e benefic pentru ei această decizie care a luat o comisie. Eu vreau ei să-și imagineze ce înseamnă să ai un copil bolnav. Și să înțeleagă că în spitalul Ignatienco nu mai sunt paturi. Și să înțeleagă că uh, ne așteptăm la un val dacă e să ne uităm la țările europene, la un val care depășește de zeci de ori vârful valurilor precedente și de data aceasta copiii uh, au așa o tusă uh, caracteristică uh, care face foarte multă anxietate părinților, febră înaltă, care are... Uh, uh, deci, consecințe, unii copii reacționează la o asemenea febră, și avem medici care se îmbolnăvesc. Și chiar dacă vom avea paturi, nu avem suficiente cadre medicale. Deci, ce e mai important? Să avem un disconfort timp de două săptămâni. Am și eu copil în clasa 1 și înțeleg foarte bine ce înseamnă trecerea la învățământul online. Sau este mai important să fim solidari, să ne asigurăm că avem cât mai puțini copii și femei însărcinate și bătrâni bolnavi și că sistemul medical face față în aceste vremuri? Dar totuși, ea au argumente destul de plauzibile. OMS-ul și UNICEF-ul recomandă ca școlile să fie închise printre ultime, dar la noi, în Republica Moldova... Sălele de sport, frizeriile, restaurantele încă lucrează, dar școlile au fost închise, print, sau primele, dacă putem spune așa. De ce nu, trebuie școlile? Nu, nu, este slid? adevărat. Și frizeriile, și uh, sălele de sport, acum, uh, în primul rând, uh, ocupațiile în grup sunt interzise și, în al doilea rând, sunt deschise doar pentru cei cu certificat COVID. Da, dar la, sunt deschise în continuare. Iar pe profesorii, de câte am înțeles, sunt vaccinați în proporție de peste 90% în, în, în municipiul Chișinău. Asta este, poate în municipiul Chișinău, da, dar copiii se îmbolnăvesc și copiii nu sunt vaccinați. Și copiii, de data aceasta, tulpina Omicron, sunt purtători și e, se îmbolnăvesc și deci e, distribuie infecția mult mai mult decât în tulpina Delta. Acum eu nu știu la ce recomandări se vă referiți, pentru că ele tot se schimbă în dependență de situație. Și vreau să vă spun că noi am văzut cum se comportă tulpina Omicron în țări cu rate foarte înalte de vaccinare. Noi încă nu știm care vor fi consecințele pentru o țară ca Moldova, unde rata de vaccinare, din păcate, a rămas la 30%. Revenim odată cu decizia asta la o altă problemă. Sunt familii în care există 3 copii, 4, 2 și un singur laptop. Ce trebuie să facă acești părinți? Pot împrumuta de la școală un laptop. Ce, care e soluția pentru ei în acest caz? În acest val suntem mai pregătiți. Au fost procurate pe parcursul ultimilor doi ani mai multe laptopuri. Chiar câteva săptămâni în urmă am avut o hotărâre de guvern care a transmis toate aceste laptopuri în teritorii, deci în raioane, în localități. Înțeleg că este dificil, chiar și pentru multe familii care au unul sau doi copii, pentru că nu toți au câte un laptop pe membru familiei și adulții lucrează cu aceste laptopuri. Deci, da, este o situație dificilă. Dar părinții pot merge la școală și cere un laptop ca să-l ia acasă pe perioada studiilor online. Da, eu nu știu exact în ce localități și câte laptopuri sunt, dar ar trebui să fie pentru, cel puțin pentru familiile care nu au făcut față în perioada precedentă, când a fost învățământul online, ar trebui să existe acum posibilitatea de a accesa la un laptop. Așa, o altă remarcă sau ceea ce nu am găsit noi în decizia acestei comisii, nu este nicio referire despre accesul în biserici. Cumva reiese că acolo se poate de intrat fără certificatul COVID? Nu am discutat acest subiect la Comisia Situații Excepționale, Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică și înțeleg că se aplică regulile precedente care oricum prevăd anumite Trutarea măștii doar. Da, anumite reguli de comportament. Dar, Dar nu s-a discutat despre asta pentru că vă este frică că biserica o să iasă și o să protesteze și o să fie iarăși discuții foarte mult. cum au fost în anii precedenți sau anul precedent? Nu vă pot spune de ce nu s-a discutat. Deci nu este vorba despre frică, este vorba despre faptul că a fost, au fost anumite propuneri, această propunere nu a venit. Acum o vom lua în considerație pentru următoarea ședință. Nu, nu a fost deci subiect de discuție. Vă reamintesc că sunt 50% din membrii Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică sunt uh, experți în sănătate publică. Uh, experți, o să... dar trebuie și asta să iau în considerare până la urmă. Da, o să... Uh o să i examinăm și această propunere. Și ultima întrebare referitor la criza sanitară. Trebuie să-mi spuneți atât dumneavoastră, care sunt schimbările majore între gestionarea crizei e, e, provocate de COVID de către guvernul pe care îl conduceți și guvernul precedent? Pentru că există părere că, din păcate, nu s-a schimbat foarte multe lucruri. Îmi pare rău de această percepție, pentru că primul lucru fundamental care s-a schimbat este că în urma discuțiilor cu mai mulți actori interesați, cu asociațiile de business și alte organizații, am adoptat în septembrie 2021 un cadru predictibil de măsuri de protecție bazat, în, bazat pe incidența cazurilor de infectare și pe grade de alertă cu un sistem bine pus la punct, unde în fiecare luni Agenția Națională în Sănătate Publică spune care este gradul de alertă pentru localitate și după asta Comisia Teritorială, în baza acestor cifre și acestor analize, aplică măsurile de protecție stabilite de CNESP. Aceasta a funcționat în valul 4. Am văzut că am avut per un milion de cetățeni mai, o rată de infectare mai mică decât România și Ucraina, mai mult ca atât, noi am venit cu mecanisme serioase de compensare. În primul rând, din octombrie avem această aplicație de citire a codurilor QR. Avem certificatul verde care este acceptat în Uniunea Europeană. Avem două zile libere, finanțate de stat. Pentru fiecare doză de vaccinare, finanțate de stat. Avem, iată, acum trecem la învățământul online, dar avem încă de la sfârșitul anului trecut mecanismul de compensare părinților care stau acasă cu copiii în caz că școlile intră în izolare sau acum în caz că școlile trec pe online. Deci, fie, în fiecare familie, poate unul din părinți. Cu acordul angajatorului, să-și ia zile libere și este plătită o anumită indemnizație. În plus, avem compensarea șomajului tehnic și compensarea pentru reducerea activității de muncă a angajaților, pentru a proteja locurile de muncă. Deci, statul vine cu subvenționarea salariului pentru angajații care nu pot lucra din cauza măsurilor de protecție. Deci aceste mecanisme sunt mecanisme care au fost aplicate în alte țări și nu au fost aplicate la noi în 2020. Și totuși o ultimă precizare. Se știa că omicronul vine în Republica Moldova, da? Dar, iată, când au aflat oamenii din domeniul Horeca că noi facem interviu cu dumneavoastră, ne-au rugat să întrebăm de ce nu s-au luat aceste măsuri, de exemplu, că nu mai este voie din, de sâmbătă, de mâine, da? -fie, de mâine și de sâmbătă, da? să fie organizate petreceri. Pentru că ei spun că multe localuri deja aveau programate, au luat avans. Și era mai bine să ți fie fi anunțat cu o săptămână înainte. De exemplu, că de data de 22 ianuarie se vor sista activitățile acestor, acestor obiecte comerciale? În primul rând, nu știu dacă vă uitați exact la deci, evoluția îmbolnăvirilor. Îmbolnăvirile au crescut dramatic în ultimele 4-5 zile. Da, dar se știa da. că valul ăsta o să vină și în Republica Moldova. dar nu se știa când. Iată, chiar și acum, în această discuție, dumneavoastră spuneți, dar n-ați luat oare prea devreme decizia de trecere la online? Deci aceste lucruri uh, sunt întotdeauna uh, cumva privite prin interesul unui sau altui grup uh, și prin uh, îngrijorările normale pe care le are fiecare în privința funcționării familiei, în privința funcționării afacerii, uh, în privința, uh, eu știu, călătoriilor și deplasărilor. I eu. Înțeleg aceste preocupări. În același timp, chem toată lumea să vedem împreună ce putem face fiecare pentru ca acest val să treacă cu cât mai puține decese, cu cât mai puține sechele sau consecințe la îmbolnăviri grave și cu funcționalitatea sistemului medical. Pentru că există riscul foarte înalt că vor fi atâția pacienți încât sistemul medical nu va face față. Chiar dacă știam, iată, cu Asociația Horeca, de fiecare dată, noi am discutat la Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică încă săptămâna trecută introducerea acestor măsuri. Dar, din cauza că aceste asociații ne-au spus și au dreptate că asemenea măsuri trebuie consultate, noi am insistat că această. Săptămână să consultăm asociațiile și doar după asta să introducem aceste reguli și aceste măsuri. Vreau să vă spun că uh, anumite propuneri, de exemplu, în felul în care sunt uh, definite serviciile esențiale, au venit de la asociațiile de business referitor la criza gazelor, care este acum la fel de importantă ca și criza provocată de COVID, în ultimele două luni s-au plătit bani din buget pentru ca să fie achitate datoriile pe care le are Moldova Gaz către Gazprom. Opoziția spune că acest tertip găsit de guvernare este pasibil de răspundere penală. Vreau să vă întreb dacă dumneavoastră vă gândiți că peste ani schimbă guvernarea și dumneavoastră ajungeți să fiți cercetat penal pentru că ați participat la luarea acestor decizii. Nu este adevărat că în ultimele două luni s-au plătit datoriile Moldova-Gaz către Gazprom. Ieri, Guvernul a anunțat că a plătit în avans, a luat bani din buget, care trebuie să fie banii pentru care urmau să fie achitate compensațiile, au fost right. dați Guvernului. Anterior, luna trecută, la fel, s-au luat bani din buget și s-au dat către Moldova-Gaz. Deci, în primul rând, în noiembrie-decembrie, când Uh, am oferit această comp compensare pentru diferența de lichidități a Moldova Gaz, uh, care era prevăzută în protocolul discuțiilor din octombrie uh, între Moldova Gaz, Gazprom și cu participarea vicepriministrului Spânu. Uh, ceea ce am făcut este, am răscumpărat datoria întreprinderii de stat termoelectrică, de la Moldova Gaz. Aceste datorii au fost auditate și confirmate în judecat. Aceste datorii au fost răscumpărate de întreprinderea de stat Energocom. Da. Deci, datoria a trecut de la Moldova Gaz, o companie controlată de Gazprom, unde Gazprom are 65% din acțiuni, la Energocom, care este o întreprindere de stat controlată 100% de uh, guvernul Republicii Moldova. Deci, aceste datorii vor fi plătite de termoelectrica. nu a mers niciun. Uh, deci, nu, nu este vorba despre uh, compensarea din bugetul de stat, este vorba despre cesiune de creanță care a permis ca banii să fie dați Moldova gaz. Dar datoria rămâne și rămâne să fie plătită de termoelectrice. Pare ilegale și corect și nu vă temeți că pe viitor ar putea să apară? Absolut, care nu am niciun dubiu. Am avut juriști, avem totul documentat, nu am nicio îngrijorare referitor la viitor. Acum, să vorbim despre ce s-a întâmplat ieri. Ieri am dat cu anticipare sumele bugetare care erau planificate în buget pentru compensațiile consumatorilor de energie, care oricum erau planificate să meargă la Moldova Gaz. Deci le-am plătit un pic mai devreme, în stare de urgență. Deci, în, într-o stare recunoscută de Parlament ca Uh, deci un risc iminent pentru sistarea gazelor naturale pentru consumatorii din Republica Moldova. De aceea și aici uh, pot să vă spun că nu au mers cheltuiele adiționale uh, din buget la Moldova Gaz sau la Gazprom uh, și uh, nici aici nu am uh, niciun dubiu referitor la legalitate. Pot să vă asigur că în toată perioada stării de urgență vom lua doar decizii care sunt legale, care sunt în interesul cetățenilor și care nu uh, exagerează implicarea statului într-o relație comercială. ne s-a da. citit contractul dintre Moldova Gaz și Gazprom, da. care e secret. Și... Eu, eu nu, 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 am citit totul, că uh, asemenea contracte trebuie analizate de juriști. Dar puteți să afirmați public... Deși eu am făcut juridică. Totuși există companii internaționale care sunt specializate în interpretarea și analiza unor asemenea contracte. Dar puteți să afirmați public că este un contract care nu este în detrimentul Republicii Moldova? Nu pot pentru că eu nu sunt specialist în asemenea evaluări și mai mult ca atât acest contract Există din anul 2006, dacă nu greșesc, a fost cu multe modificări, amendamente. Este evident că el este învechit. Este evident că este un contract uh, uh, negociat în alte vremuri, uh, deci când erau alte abordări. În primul rând, evident că nu poate fi avantajos un contract pentru Republica Moldova, unde. Soluționarea disputelor are loc în judecățile Federației Ruse. În, în ultimele luni, în spațiul public s-a vehiculat, vehiculat inclus informația că cineva ar fi luat bani pentru a semna acest contract care semnat domnul Spânul cu Gazprom. Ați auzit asemenea discuții? În ultimele luni, în spațiul public din Republica Moldova este foarte, foarte multă dezinformare. Înțeleg foarte bine că după. Victoria Partidului Acțiune și Solidaritate și luarea unei majorități au rămas foarte multă lume în afara puterii. Sunt interesele obscure și hoții care s-au mobilizat toți împreună și muncesc împotriva noastră. Există și probabil o componentă geopolitică. Deci, noi avem. Foarte multe semi-adevăruri, zvonuri, manipulări, troli, deci spațiul informațional este plin de asemenea acuzații. Eu, eu cred că trebuie să fim înțelepți și să privim aceste zvonuri cu foarte multă gândire critică și să muncim cu abnegație pentru reforma justiției, pentru că atâta timp cât nu avem o justiție funcțională, este foarte dificil să demonstrez uh, acuzațiile aduse de o parte sau altă. Dar în domnul Ceban, șeful Moldova Gaz, pus în funcție de socialiști, aveți încredere? Apără el interesele Republicii Moldova și nici de cum ale opoziției sau ale altui stat? Uh, vreau să vă reamintesc că Conducătorul Moldova Gaz poate fi pus doar cu acceptul Federației Aveți încredere? încredere? Nu. nu. Da. Da. Puteți să renegocia contractul? Aveți în gând, în plan, să renegociați acest contract cu Gazprom în viitor apropiat? În, în timpul negocierilor care au avut loc în Federația Rusă în octombrie, s-a discutat renegociarea contractului pentru că, după cum am spus, este un contract învechit. Chiar și formatul sau forma lui juridică este învechită, și deci contractul ar urma să fie renegociat, dar, încă o dată, noi avem un contract pe termen lung, noi avem o criză energetică și trebuie să trecem cu bine de această iarnă și după aceasta să vorbim despre da, orice tip de renegociere. Ați venit la guvernare și într-o perioadă caracterizată de multe crize dar din comentariile spre exemplu de perețelele de socializare simțiți că popularitatea guvernului pe care îl conduceți a scăzut în ultimele luni? Eu urmăresc inclusiv și Sondajele de opinie. Eu înțeleg că susținerea pentru Partidul Acțiune și Solidaritate a, a scăzut la nivelele precedente, înainte de campania electorală. Și vreau să vă spun că urmăresc aceste sondaje, dar. Și mai important, eu merg în teritoriu, discut cu oamenii, încerc să înțeleg preocupările lor. Eu înțeleg că este o, o perioadă de mai multe crize, o perioadă dificilă. Această creștere de prețuri bate pe buzunarul fiecăruia și este, este, sunt timpuri dificile, într-adevăr. Acum, să știți că eu mai mult, pe mine mai mult mă preocupă. Cum guvernul poate fi alături de aceste persoane, cum putem crește pensiile, salariile, oferi indemnizații, compensații pentru creșterea tarifelor, cum putem, eu nu știu, deschide piețe de afaceri noi ca să reanimăm economia, cum putem face proiecte de infrastructură, de investiții, cum putem pune bazele pentru revenirea economică și nu care este susținerea pe, pentru guvern sau susținerea pentru partid pentru că vă reamintesc noi nu avem alegeri în următoarele câteva în următorii câțiva ani Stepținere. și de fapt principală eu sunt absolut sigură pentru că următoarele alegeri sunt alegerile locale care vor avea loc în anul la sfârșitul anului 23 deci preocuparea noastră nu este electorală, este o preocupare de guvernare și de susținere a oamenilor care acum trec printr-o perioadă dificilă. Da, veți putea face, veți putea realiza toate aceste scopuri dacă, trebuie să recunoaștem, veți avea susținerea cetățenilor. Dar termenul de șapte luni, în, în guvernul pe care îl conduceți și în parlamentari, da, în noua garnitură guvernamentală, oamenii și-au pus foarte multe speranțe. Iar dacă timp de șapte luni încrederea scade atât de mult, nu știu câtă siguranță ca următoarele alegeri parlamentare vor fi ordinare în anul în care spune Eu nu știu de unde această percepție că încrederea scade atât de mult. Eu vă reamintesc că noi rămânem la nivelul de încredere pe care l-am avut înainte de campania electorală. Evident, într-o campanie electorală au loc anumite schimbări, creșteri, deci oamenii uneori votează strategic, da? adică se gândesc la. deci își fac anumite calcule, dar susținerea pentru Partidul Acțiunii și Solidaritate este la același nivel ca înainte de campania electorală. Deci asta e în primul rând. Într-a doilea rând, când spuneți a căzut încrederea în guvern, deci, guvernul nu, nu este, este, de șase luni, nu au fost sondaje care să arate evoluția, că de la început avea multă încredere și acum puțină. Deci, este, deci, noi nu putem vorbi despre încrederea în guvern. Noi putem spune despre încrederea în președinte și urmărim evoluțiile și încrederea în partidul de guvernare. Dar, încă o dată, repet, deci, preocuparea noastră nu este să rămânem populari și să fim aleși mâine din nou. Preocuparea noastră este cum guvernăm această țară, cum construim instituții, combatem corupția, îmbunătățim standardul de viață a oamenilor, găsim resurse pentru creșterea pensiilor și salariilor. Deci, cum noi îndeplinim programul de guvernare pe care l-am promis cetățenilor și deci la următoarele alegeri vom face totalurile. Eu nu cred că acum este timpul de preocupare în privința susținerii sau încrederii în sondaj. Da, luați în calcul că în următoarea perioadă ar putea să apară nemulțumiri, inclusiv în rândul membrilor PAS, a deputaților PAS care ar dori să ar vrea de exemplu, ar putea să dorească un eventual un alt guvern Luați în calcul asemenea ipoteze. Eu discut Săptămânal cu colegii mei din Parlament. Deci, noi coordonăm îndeaproape agenda parlamentară, agenda legislativă, inițiativele guvernului. Noi discutăm subiectele unde există mai multe opinii. Uneori avem discuții foarte aprinse, pentru că suntem un partid democratic. Însă, până la urmă, noi toți ne dorim un lucru esențial. Moldova să rămână în spațiu liber, Moldova să rămână pe calea integrării europene, Moldova să rămână pe calea dezvoltării economice în baza unor valori democratice. Și nu cred că anumite, eu nu știu, discuții sau chiar și certuri contextuale mici pot deraia această agendă. Dar cum le răspundeți celor care spun că PAS ar trebui să ia la guvernare profesioniști, inclusiv din alte formațiuni politice? Pentru că în situații de criză este cumva și mai rentabil să împarți responsabilitățile între forțe sănătoase. PAS a luat la guvernare foarte mulți specialiști și experți care nu sunt membrii PAS. Cele mai recente. Dar uitați-vă la membrii guvernului. Nu, dar nu sunt nu. membrii altor partide. Eu sunt sigură că dacă ne gândim, găsim și membrii altor partide. Altceva că dacă nu sunt câțiva lideri care sunt foarte activi în spațiul public, asta nu înseamnă că pasul nu este deschis pentru a include experți în echipa de guvernare, în echipa guvernamentală. În același timp, eu vreau să vă reamintesc că, în contextul electoral, au fost discuții, negocieri, încercări de a crea coaliții, deci ele au ieșuat și acum. Deci, nu știu cum putem discuta despre aceste modificări atunci când mandatul cetățenilor a fost unul foarte clar. Lumea vrea remanieri, asta. Se poate observa. Dar de unde se poate observa. Pentru că ce înseamnă lumea vrea remanieri? Atât și vă vorbesc atât și cetățenii. Îmi puteți da un exemplu? Pentru că pot să vă spun că mediul informațional este foarte controlat de anumite forțe. După cum v-am spus, sunt foarte mulți și experți. Care, de fapt, au un singur scop: de a slăbi această guvernare, care este una monolită. Noi am anunțat ieri pe pagina noastră de Facebook că astăzi vom realiza un interviu cu dumneavoastră și i-am rugat pe cititorii noștri să adreseze întrebări. Acolo o sumedinii de, 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 de mai mulți? Da? Întreabă, sunt peste 200 de oameni, dintre care cred că 5% uh, întreabă când demisei, ba, domnul Spânu, uh, doamna Revenco, uh, chiar 5%. 5 sunt și da? da? Sunt deci, chiar și hai ministri care i-am văzut aproape deloc. Haideți, în să, public, ne, haideți să ne, haideți uh, să ne calibrăm un pic uh, afirmațiile, pentru că sunt foarte multe în spațiu public și cu toată bunăvoința vă spun că trebuie să. Începem să calibrăm ceea ce vedem pe online. Eu merg în sate, în teritoriu, în raioane. Dispoziția este cu totul altfel a oamenilor care nu stau în, această, în acest spațiu online care este foarte isterizat, inclusiv din, prin participarea. Unor troli sau unor forțe politice organizate care nu au altă deci ocupație decât să se pună pai în, în acest foc. Eu înțeleg că sunt oameni care au o preocupare legitimă, lor le spun că nu putem în fiecare trei luni să facem evaluarea ministrului și să facem remanieri guvernamentale. Am impresia că aceste remanieri, deci în special după trei luni. Sunt deci acum sunt șase într adevăr, dar deci, în fiecare caz, deci pentru dacă vorbim despre dumneavoastră ați menționat două nume, domnul Spânu și domnul Revenco, doamna Revenco. Care sunt exact Motivile care ar duce în opinia acestor oameni la necesitatea demitirii? Nu știu care e opinia acestor oameni, dar cu siguranță în cazul domnului Spânu s-ar lua de la criza energetică acel contract pe care deocamdată și nu știu dacă va fi făcut public. Nu știu nici eu, pentru că este un contract între Moldova Gaz și Gazprom și cred că ar trebui să-i întrebați pe ei dacă va fi făcut public contractul. Noi am solicitat aceasta, inclusiv în Consiliul de Observatori. Acum pot să vă, pot să vă spun că în toată această perioadă am lucrat în echipă, am lucrat cu atragerea experților locali și internaționali. Într-adevăr. Este o perioadă foarte dificilă, cu prețuri a, a, absolut exorbitante pe piețele internaționale. Eu cred că acest contract, în condițiile în care a fost negociat, este unul avantajos pentru Republica Moldova, luând în considerație și evoluția pe piețele internaționale și a, a, insistența guvernului de a negocia, doar pe subiecte economice și gestionarea crizei, a crizelor care apar în domeniul energetic este un lucru de echipă. Da, de la ce miniștri v-ați așteptat mai mult atunci când ne ați cooptat în guvern decât vedeți acum după șapte luni de guvernare? Um... Eu. Deci, nu știu cum să vă răspund la această întrebare, pentru că noi cu acești ministri aveam stabilit o agendă, mergem pe această agendă. Sunteți mulțumiți de toți ministrii din guvern? De activitatea tuturor ministrilor? Evident că eu cred că noi putem îmbunătăți lucrurile. În același timp, eu sunt specialist în dezvoltare, am lucrat în multe țări, am lucrat în țări în. Asia de sud, de exemplu, India, Bangladesh, am lucrat în țări în Africa, am lucrat în țări europene. Eu înțeleg foarte bine evoluția dezvoltării unui stat și pot să vă spun că în contextul unor crize economice, când resursele financiare ale statului trebuie să fie prioritizate, de exemplu, pentru protecția socială a populației. Atunci sunt domenii în care nu poți progresa atât de repede cum ai fi putut progresa în absența acestor crize. Deci, eu privesc lucrurile în mod complex, eu discut cu fiecare ministru care sunt prioritățile, care sunt obiectivele, ce poate fi făcut în mod realist, cât de repede asta poate fi făcut și cred că un lucru foarte important este stabilitatea, deci noi nu trebuie să schimbăm fiecare 5-6 luni un ministru. Eu vreau să vă spun că eu înțeleg că unii miniștri au venit de exemplu din organizații neguvernamentale sau nu au lucrat niciodată în sectorul public, deci ei au nevoie de o un timp pentru ajustarea uh, stilului de lucru, de management și așa mai departe. Dar Moldova are timp să le acorde acestor miniștri să se acomodeze? Dar Moldova are altă opțiune. Poate mai sunt alți oameni care merită să încerce, dacă timp de șase luni cineva nu s-a descurcat. Uh, examinăm și aceasta, dacă sunt oameni mai buni, examinăm această opțiune. Dar pot să vă spun uh, că uh, Moldova are un deficit enorm de uh, Uh, oamenii, în general, asta vă spun toți, și din sectorul privat, sunt sigură că și uh, cititorii și ascultătorii dumneavoastră cunosc. Dar în Moldova se trăiește acum mai bine decât un an în urmă, când erați în opoziție? Asta nu trebuie să spun eu, asta trebuie să spună oamenii. Ba da, cred că ar trebui și dumneavoastră să vă no, simțiți că se trăiește mai bine. Deci, mm -hmm. uh, cu siguranță uh, există. Probleme foarte mari cauzate de, de criza prețurilor. Aceasta erodează nivelul de viață a populației. În același timp, am crescut pensiile, de exemplu, mai mult decât rata inflației, am crescut salariile, am acordat anumite indemnizații. Guvernul se preocupă în primul rând de acest nivel de bunăstare a populației. În același timp, când dumneavoastră mă întrebați în Moldova se trăiește mai bine sau nu, eu cred că această întrebare trebuie să o răspundă cetățenii, iar guvernul poate să o răspundă doar atunci când are anumite măsurări. Deci, de exemplu, dacă scade sau crește rata de sărăcie și așa mai departe. Spuneți-mi, rog, diaspora a votat masiv pasul. Și ei au așteptat schimbări, inclusiv pentru ei s-a promis anterior că o să poată devama un automobil când se întorc în Republica Moldova. Legea respectivă încă nu a fost aprobată și diaspora așteaptă schimbări. Ce s-a făcut în cele șapte luni pentru diaspora, pentru oamenii care v-au votat foarte, foarte masiv? În primul rând am avut zeci de acorduri, chiar zeci, de, care grăbesc, recunoașterea permiselor de conducere și care reglementează asistența socială și pensiile celor care au lucrat peste hotare. Vă pot da exemplu cu permisele de conducere Lituania, atât de grabă o să avem cu Belarus, mai avem cu alte țări. Am discutat chiar eu personal despre permisele de conducere atunci când am fost în Marea Britanie și am încercat să găsim unde sunt problemele și cum putem să schimbăm felul în care se organizează examenele în Moldova, astfel ca să putem obține această recunoaștere a permiselor. Pe lângă aceasta am făcut aceste modificări în legislația privind digitalizarea. Am luat am adoptat un pachet de legi importante care recunosc Semnăturile electronice care scot anumite autorizații sau certificate. Am schimbat portalul de servicii publice care pot fi accesate electronic și deschidem, deci acum am pregătit, chiar în acest an vom deschide așa-numitele centre unice de prestare a serviciilor, CUPS. În nouă consulate, deci deschidem în sate, în cele mai mari sate în Moldova și în consulate, unde oamenii vor putea fi asistați pentru a accesa serviciile publice oferite. Dar acel proiect, proiect de lege, de ce nu merge mai departe. Deci, plus la aceasta am adoptat în lectură finală codul vamal. În codul vamal există această prevedere. Care, de fapt, este un standard internațional, unde persoanele care au trăit mai mult de un an într-o altă localitate vor putea sau într-o altă țară, au avut reședință în altă țară, vor putea să-și aducă bunurile scutite de plata vamal. Deci această legislație deja a fost adoptată și va fi aplicată odată cu intrarea în vigoare a noului cod vamal în 2023. În același timp, în privința legii, încă discutăm asupra mecanismului, din cauza că am avut aceste crize, am avut negocieri cu Fondul Monetar Internațional, deci am politica fiscală pe anul 22 a trebuit să fie menținută pentru a oferi predictibilitate mediului de afaceri, dar și ne trebuie mai mult timp ca să ne asigurăm că aceste mecanisme nu vor fi abuzate. Uh, și continuăm să lucrăm uh, la aceste mecanisme uh, până la intrarea în vigoare a codului VAMA. Vreau să vorbim puțin și despre justiție. Uh, în cercuri de juriști există percepția că PAS nu are oameni suficienți pentru a realiza cu succes reforma justiției. Dumneavoastră îi puteți contrazice? Uh, eu am spus și mai devreme că în Moldova absolut toți, și sectorul privat, și sectorul public, se confruntă cu acest deficit de oameni cauzat de valurile masive de emigrare. Și este, de fapt, scopul nostru principal: să uh, schimbăm condițiile în țară în așa fel ca să stăvilim, să oprim acest val de emigrare din țară. Uh, în ceea ce privește reforma justiției, uh, noi avem o echipă excelentă care conduce uh, acest efort. Avem ministrul Sergiu Litvinenko, uh, care a fost uh, șeful Comisiei Juridice uh, uh, în Parlament, uh, care uh, a lucrat foarte mult uh, la toate mecanismele de uh, uh, evaluare externă. Iată, săptămâna trecută chiar am uh, adoptat uh, acest uh, mecanism de pre-vetting sau evaluare externă a candidaților la uh, uh, poziții în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și în Parlament avem, uh, o avem pe Olesa Stamate, care este șefa de, uh, Comisiei Juridice, uh, care a fost ministru uh, justiției, care de asemenea uh, deci a lucrat la uh, toate mecanismele. Deci nu este vorba doar despre viziune. Dar ambii cunosc și în detalii și mecanismele de implementare. Dacă ne uităm, dacă ne uităm la secretarii de stat, dacă ne uităm la lumea care este implicată în acest proces, noi vedem o echipă foarte puternică. De fapt, dacă mă întrebați pe mine, anume pentru că în justiție avem o echipă atât de puternică, anume de asta oamenii au avut încredere că noi suntem acea forță politică care poate face reforma justiției, care poate aduce mai multă dreptate în felul în care se iau deciziile în da, Doamna dar oamenii când au votat pas, au vrut schimbări radicale. Așa, lumea s-a săturat de timp de 30 de ani că au fost furați, mințiți și au vrut schimbări radicale în poliție, în procuratură, în la vamă, la, în, în, în judecătorii, Schimbările astea radicale nu au venit, adică de multe ori au fost, fost promovați toți oamenii care au fost în sistem anterior sau unii dintre ei și sunt compromiși. Atât de exemplu, la noi, la Ziarul de Gardă, vin adesea mesaje. Verificați, vă rog, cum sunt promovați oamenii la Poliția de Frontieră, verificați cum sunt promovați oamenii la Inspectoratul General al Poliției, că sunt oameni care au dosare penale, care au figurat în dosare penale, care planează asupra lor dubii de de lipsa de integritate. De ce se întâmplă așa? Nu mai bine era să fie, nu știu, o reformă cum a fost în Georgia, în care nu știu, dăm afară jumătate din oameni și aducem tineri, nu era necesar și de ce nu s-a făcut o reformă adevărată și radicală în totalitate? Eu pot să vă spun că se face o reformă radicală și adevărată și vedem foarte multe schimbări, deci noi în sfârșit vedem că hoții sunt reținuți și nu eliberați da, da, ne așteptăm și noi, ne așteptăm și noi la, deci, ducerea până la capăt a acestor dosare. Da, sunt care au fugit. Da, avem funcționari publici care nu pot fi dați afară imediat. Da, sunt uneori și greșeli, pentru că există foarte multă dezinformare și nu avem instituții ale statului care pot spune cu siguranță dacă persoana are păcate sau nu, în cazul ăsta corectăm aceste greșeli și mergem înainte. Vreau să vă reamintesc că exemplul Georgiei este de mai mulți ani în urmă, 15, deja 20 de ani în urmă. Era o altă situație demografică în Georgia, era o altă situație cu aceste valuri de așa-numite reforme, era o altă atitudine a partenerilor externi și vedeți că chiar și cu aceste reforme în Georgia vedem anumite mișcări care deturnează unele din progresele care au fost obținute. Deci dacă noi vrem o sustenabilitate, dacă noi vrem să schimbăm lucrurile uh, fundamental și într-un fel care nu mai poate fi reversat, atunci uh, trebuie să construim instituții într-un alt fel. Dar în campanie PAS a promis că hoții vor ajunge la pușcărie, da? Uh, hotniuc, uh, șor, uh, unele persoane care se plimbă prin Londra și alte orașe europene și lumea a votat PAS tocmai pentru asta. Însă uh, asta nu poate face guvernul. Și plus la toate, am văzut uh, ce s-a întâmplat în cazul lui uh, Gheorghe Cafcaliuc, ci că uh, a fost dat în căutare de Interpol, dar a venit uh, ambasadorul englez și a spus că, de fapt, așa ceva nu este. Ulterior, Procuratura noastră a anunțat de un, un refuz de la Interpol. Este o situație cam delicată, aș spune eu. Este o situație interlocută foarte interlocută delicată, aș spune eu, și eu am foarte multe întrebări uh, la uh, procedura care a avut loc la Interpol. Noi am trimis deja solicitări de informație și vom continua să insistăm pentru că vă amintesc că câțiva ani în urmă au fost radiate dosarele lui Plahotniuc, de exemplu, da, și pe atunci acolo era Vitalie Pârlog în comisia care examina dosarele, deci erau invocate oamenii ăștia și au luat cei mai buni avocați pentru că au mulți bani din furtul miliardului. Și uh, invocă că sunt uh, politicieni Nu vedeți că imediat cum a fost transmis dosarul lui Botnar El a ieșit și a spus că este persecutat politic uh, Deci uh, uh, acest proces este o luptă Este o luptă destul de uh, dificilă Dar noi o să o ducem până la capăt Și vedeți că Placotneu, Pișor, pe Botnar, pe alții Ajungând în închisoare din Republica Moldova Noi vom face totul posibil pentru că aceasta se întâmplă Bun. Noi vom monitoriza cum veți lucra dumneavoastră și întreaga guvernare pentru a-și deplini această promisiune. Noi vă mulțumim pentru această discuție. Vă mulțumesc și eu.